Aveam 18 ani atunci. Țin minte că Ilieș mi-a făcut o farsă. Mi-a spus mașina, a venit de la... luasem carnetul și trebuia să avem masă în oraș cu echipa. Era generația aia veche. Și eu mândru îi spuneam lui Chipciu și lui Zburle era atunci. Haideți mă că vă duc eu, că acum am mașină, nu mai merge cu taxiul. Ies din ușa stadionului de la Brașov, nu mai era mașina. Bine, parcasem pe unde n-aveai voie să parchezi. Toți parcasem o bordură pe margine, lângă stadion. Și m-au ascuns după stadion. De mult să știu. Am văzut și semnul ăsta. Mi-a ridicat-o, copil. M-am dus pe la ridicări, am sunat la poliție. Ha. Până la urmă mi-au zis, e bine, era Ilie și era și mână-mână cu polițistul.